Prietenii, ghidăm acum ansamblul etnofolcloric Urmașii Dacilor din Zâmbrei și vrem să menționăm că în studiul fundamental Miracolul Scenei în Arta Populară, distinsul etnolog maestru în artă Iulian Filip, ne suscită interesul asupra sincretismului teatrului popular, complexitatea formulei de reprezentație, diversitatea tipologică, virtuozitatea jocurilor zoomorfe, capra, simbol al fecundității și abundenței roadei. Dacă primești capra, ai un început de, an de bun augur. Stăpânii caprei, baba și moșneagul, cum ați văzut aici, jocul moșnegilor și a babelor, sunt părinții noștri ancestrali. Ceata de haiduci, vor veni haiducii costeșteni, motive istorice din viața poporului nostru. Ursul este regele Carpaților, amintește de Zamolxis, semnifică sănătate, putere, vitalitate, fabulosul. Deloc întâmplător se spune, zânele ursitoare ne ghicesc ursitul. Bine, invităm acum ansamblul etnofolcloric Urmașii Dacilor, Muzeul de Istorie și Etnografie din Zâmbrei, director artistic doamna profesor Ecaterina Leu și conducerea muzicală domnul profesor Andrei Guțan. Bine ați venit la festival! Aduce aminte, Marie, că numai la Gălurie se coleda colinda, veniți toți cei din Adam. Dar la prima zi la Dumnezeu ne grămădeam cu toții, cu neamurile, cu prietenii, ne ajutam în jurul mierii și cântam colinda cea îngerească. Dar la prima zi și a doua zi la Gălurie, câte colinde frumoase se n-au. Iată, păi de ce acum noi așa de urechi? Așteptăm colindători! Primiți calitători! Primiți! Oprim-o trast! Să-ți ce-ți are la mine, să-ți ne-am,
Director artistic, doamna profesor Ecaterina Leu, vă mulțumim frumos!